Efraim s-a lipit de idoli, spune Domnul. Lasă-l în pace. Casa lui Dumnezeu s-a lipit de idoli, spune Domnul. Lasă-l în pace. Spune Domnul, voi pleca, mă voi întoarce la locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine, spune Domnul. Ce să-ți fac Efraime, spune Domnul astăzi ca Domnului. Ce să-ți fac, Iudo, spune Domnul. Ivlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Deci casa Domnului s-a lipit de idoli, spune Domnul. Voi aștepta ca ei să mărturisească că sunt vinovați. Până când vor mărturisi că sunt vinovat și vor căuta fața mea, spune Domnul. Dar care este vina poporului, casei Domnului astăzi? Care este vina? Spune cuvântul Domnului. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepăda cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Despre ce cunoștință este vorba? Este, este vorba despre cuvântul Domnului. Lipsă de cunoștință este lipsă de cuvântul Domnului, spune Domnul astăzi. Ascultați cuvântul Domnului, copilul Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr. Adevărul este cuvântul Domnului. Nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Astăzi nu este cunoștință de cuvântul Domnului în țară. Spune Domnul, Efraim este asuprit, zdrobit în judecată, căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune pentru casa lui Iuda. Când își vede Ifraim boala și Iuda rănile, pentru că se vede Casa Domnului se vede astăzi vinovată, când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim ce face Casa Domnului? Când vede boala, vede că este o suferință, ce face Casa Domnului? Aleargă la Siria și trimite la Împăratul Iareb, măcar, măcar că Împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. Deci, Casa Domnului este în suferință astăzi, casa Domnului vede că este o suferință și ca să, ca să rezolve problema se duce la idol, se duce la un om, se duce la asirian. Dar Domnul așteaptă și vor căuta fața mea, Domnul așteaptă să căută în fața lui. Dar poporul Domnului astăzi când vede rana, Domnul așteaptă ca ei să mărturisească în fața lui și să alerge la fața lui. Dar poporul Domnului astăzi aleargă la idol, la cine? La conducători, la oameni, la conducătorii țării. Rezolvați această problemă. Dar Domnul așteaptă ca casa Domnului să se întoarcă cu privirile spre fața Lui. Spune Domnul, în casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Acolo Efraim curvește, Israel se spurcă. Spune Domnul, cu cât s-au mulțit casele Domnului, s-au mulțit. Cu atât au păcătuit împotriva mea, de aceea le voi preface slava în ocară. Ei se hrănesc de jertfele pentru păcatele poporului meu și sunt lacomi de nelegiuirele lui. Ei se hrănesc de jertfele, din jertfele pentru păcatele poporului meu. Deci oamenii, poporul Domnului se duce, casa Domnului se hrănește pentru păcatele lor, oamenii se duc cu păcatele lor, casa Domnului se hrănește din păcatele lor, iar Domnul spune, eu nu, nu voiesc jertfe, căci bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Deci poporul Domnului se duce în casa Domnului să-și mărturisească păcatele, dar casa Domnului, spune Domnul, se hrănește din jertfele, din ceea ce aduc oamenii din ceea ce aduc material oamenii când intră în casa Domnului. Spune Domnul. Dar și preotului se va întâmpla, ca și poporului. Îl voi pedepsi după umbletele lui și îi voi răsplăti după faptele lui. Vor mânca și tot nu se vor sătura. Vor curvi și tot nu se vor înmulți pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile lui. Vor mânca, da, vor vorbi. Vor vorbi, dar nu se vor sătura. Vor curvi și tot nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncele lui. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Tot ce este material, făcut cu mâini omenești, care intră în casa Domnului, iau mințile, iau mințile. Poporul meu își întreabă lemnul lui și toiagul lui îi prorocește. Spune Domnul, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșit, da, este o rană, este o suferință, dar veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșit, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Deci, Domnul astăzi așteaptă ca poporul Domnului să-și întoarcă fața spre Domnul și să-și mărturisească, să-și vadă rana și să-și mărturisească vinovăția. Și Domnul spune, el ne-a sfârșit, dar tot el ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot el ne va lega rănile. Astăzi Domnul trimite prorocii. Îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Astăzi Domnul trimite prorocii care duc cuvântul Domnului să vorbească casei Domnului, numai cuvântul Domnului. Cum? cuvântul, prin mesajul care îl duce Domnul, dar și prin Duhul pentru a azidi biserica. Deci, prorocii Domnului vin cu informația, cu mesajul de la Domnul, care este numai cuvântul Domnului, dar și Duhul Domnului, pentru că spune Domnul. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Deci este cuvântul Domnului, dar este și Duhul. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Deci va fi cuvântul Domnului, dar va fi și Duhul Domnului. De ce? Altmitrelea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumire pe care le aduci tu cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? Negreșitul mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt rămâne, nu rămâne zidit sufletește. Deci când Domnul trimite prorocii cu cuvântul Domnului, este și Duhul lui, Duhul Domnului care vine peste proroc și care zidește casa Domnului, zidește, sufletește pe oameni prin Duhul Domnului care vine peste acest, peste acest proroc. Pentru că întotdeauna prorocii Domnului a venit Duhul Domnului peste prorocul Domnului ca să ducă mesajul la și să zidească biserica Domnului. Deci astăzi Domnul așteaptă, Domnul așteaptă în casa lui ca poporul Domnului să-și recunoască rana. Spune Domnul, dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cereci și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia. Căci numai tu cunoști inima copiilor oamenilor. Deci astăzi, Domnul, zidește acea inimă care primește cuvântul Domnului și Duhul care însoțește acel, acel om care duce mesajul Domnului. Domnul astăzi așteaptă, așteaptă ca Efraim, Efraim să-și vadă și să-și mărturisească vinovăția. Și la urmă, Domnul spune, și ție, Iudo, îți este pregătit un, un seceriș, dar va fi seceriș la urmă. Dacă Domnul își recunoaște rana și cere, și cere ca Domnul să o vindece. Când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu, robii de război sunt oamenii care s-au pierdut, care au plecat din fața Domnului și au căutat ajutor la idoli, la oameni, la oameni din popor, oameni pământești, oameni, la împărați, la conducătorii țări, țării. Deci astăzi Domnul așteaptă pe Efraim, așteaptă pe casa lui. Domnul vorbește foarte frumos, cu o milă și cu o iubire nemai, ne nemai văzută. Spune Domnul, îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine, spune Domnul. Căci când vorbesc de el, Domnul vorbește de casa lui. Domnul vorbește de biserica lui. Când vorbesc de el, îmi aduc aminte cu gingășie de el. Deci casa Domnului a fost, a fost dreaptă înaintea Domnului odată. De aceea mi -ar de inima în mine. Domnul spune cuvântul acesta. Cuvântul Domnului. Domnul spune, îmi de inima în mine pentru casa mea, pentru, pentru biserica lui. Îmi de inima în mine. Mă uit cu gingășie și îl aștept cu gingășie. Și spune Domnul, și voi avea milă. Negreșit de el, spune Domnul. Domnul așteaptă astăzi, trimite oameni care vor duce mesajul Domnului, cuvântul Domnului, prorocii Domnului. Vor duce mesajul Domnului dar, cu mintea, dar nu mai cu mintea, ci și cu Duhul Domnului. Și atunci vor fi zidiți oamenii, oamenii și casa, casa Domnului va fi zidită. căci Dumnezeu trimite acești oameni, care aud glasul Lui, care văd glasul Lui, pentru că sunt astăzi, Ieremia, Ezechiel, sunt astăzi. Sunt astăzi care vorbesc la adunarea Domnului. Sunt astăzi care vorbesc și aduc cuvântul Domnului. Cu mintea și cu Duhul, cu Duhul Domnului peste ei. Și, și, și acel mesaj va zidi, numai acel mesaj va zidi casa Domnului care va veni din gura acelor oameni adevărați, care spun glasul Domnului, care duc glasul Domnului, nu numai mesajul, cuvântul, dar se duc cu Duhul pentru a zidi. A Domnului să fie slava. Amin.